Sincer, nu știu cine exagerează mai tare, cei care trimit scrisorile, ei, că le ia prea personal, așa, și nu știu, se simt ofensați. Nu știu cine exagerează mai tare, dar e clar că este un disconfort și creează un disconfort în relație. Uitați, de o oră de când s-au deschis ușile, în loc să se pupe, să se strângă în brațe, nu știu, să se comporte ca un cuplu de îndrăgostiți, ei stau și discută, se ceartă pe baza acelei scrisori. Arată tot timpul către pat, probabil unde a lăsat scrisoarea. În fine, vă spuneam că Diana a citit scrisoarea ieri. Am auzit cuvânt cu cuvânt și dacă vreți vă pot reda ce scrie în acea scrisoare. Mie nu mi s-a părut nimic, nu știu, jignitor sau la adresa lui Dani. Ba, din potrivă, erau niște sfaturi din partea familiei să fie, nu știu, să vorbească cu Dani foarte mult, să fie mai aproape de doamna Loredana, să afle de la el dacă cumva s-ar putea întoarce la acele vicii. Adică erau niște chestii, nu era ceva wow. Din potrivă, îl invitau la grătar. Mă gândesc că poate doamna Loredana a înțeles greșit acele rânduri și cumva poate dânsa i-a transmis mai departe lui Dani acele sentimente, nu știu, chiar nu-mi dau seama.